Revoltați de decizia Senatului, mii de români anunță că vor ieși în stradă. Un val de proteste vor avea loc joi în mai multe orașe din țară. Apelul a fost făcut pe paginile de socializare după ce senatorii au respins cererea procurorilor DNA privind începerea urmăririi penale a lui Gabriel Oprea în cazul morții polițistului Bogdan Gigină. Cu 45 de voturi pentru și 73 împotriva, Gabriel Oprea a scăpat de urmărirea penală în cazul morții polițistului Bogdan Gigină, tânărul care a murit în urmă cu mai bine de un an, în timp ce se afla în misiune. Polițistul care deschidea coloana oficială a lui Gabriel Oprea, pe atunci ministru al afacerilor interne, a căzut cu motocicleta într-o groapă adâncă de 2 metri, care era prost semnalizată. Senatorii au decis păstrarea imunității lui Gabriel Oprea, care scapă astfel de urmărirea penală. Acest fapt a creat revoltă în rândul românilor, care s-au mobilizat pe rețelele de socializare și au anunțat că vor protesta în stradă împotriva Parlamentului, instituție care susține aceștia s-a pus scut în fața lui Oprea, scăpându-l poate de cea mai gravă infracțiune comisă de un parlamentar, ucidere din culpă. Organizatorii au creat pe Facebook o pagină dedicată protestului programat joi, începând cu orele 18, în capitală, care a fost redistribuită de 10.000 de ori. În scurt timp, românii din mai multe orașe din țară s-au alăturat mișcării, astfel că proteste similare vor avea loc și în Cluj-Napoca, Craiova sau Iași. Peste 3.000 de persoane au anunțat că vor participa la protest, în timp ce aproximativ 8.000 de persoane s-au arătat interesate. Senatorul Gabriel Oprea, fost ministru de interne, a ajuns până acum de 3 ori la mâna senatorilor, care au trebuit să decidă dacă îi ridică sau nu imunitatea lui Oprea. Dacă în primele două cazuri în care Oprea este acuzat de abuz în serviciu, acesta le-a cerut senatorilor să-i ridice imunitatea pentru a putea fi anchetate de procurori, lucru care de altfel s-a întâmplat în cazul morții polițistului Bogdan Gigină. Senatorul le ceruse senatorilor să voteze împotriva cererii DNA de urmărire penală a sa pentru ucidere din culpă. După votul de luni din Senat, Oprea și-a susținut în continuare nevinovăția în cazul morții lui Bogdan Gigină. Aveam un cuvânt de vreo 10 pagini, n-am vrut să mi se plictisesc, știam că am dreptate. Eram în misiune, încolo de acele cancanuri, că eram la restaurant, că eram cu alte persoane în mașină. Gabriel Oprea le-a răspuns pe pagina de socializare celor care susțin că Senatul a făcut scut în jurul său. Senatorul a scris pe pagina personală că acest vot nu mă face imun în fața justiției, nu mă salvează de la ceva și nici nu închide drumul dosarului. Acesta a spus că dosarul își va urma cursul firesc și va ajunge în fața instanței în doar câteva luni, atunci când mandatul său de senator se va încheia și odată cu el și așa zisa imunitate. Oprea susține că le-a cerut colegilor să nu convinceze solicitarea DNA, pentru că există suspiciunea că acest dosar nu vizează înfăptuirea justiției, ci mai degrabă a unor jocuri de altă natură. Așa cum am mai spus, mă consider nevinovat. Nu mi se pare normal ca un dosar cu o acuzație atât de gravă să fie atât de sărac în probe, a mai scris senatorul pe pagina sa de Facebook. Dezamăgită și îndurerată, și mama polițistului care și-a pierdut viața în misiune a reacționat la votul Senatului tot pe rețelele de socializare. Aceasta a postat un mesaj cutremurător în care a detaliat drama greu de imaginat prin care a trecut în seara în care și-a pierdut fiul. Mama polițistului a încheiat spunând că întreaga familie privește neputincioasă la nedreptatea făcută sufletului lui Bogdan Gigină.